Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educația. Pentru că astăzi este Ziua Națională a Arhivelor, ne-am gândit ca invitatul nostru să fie directorul acestei instituții, doamna Cristina Paula Vasiloiu, care îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur foarte mult că avem astăzi ocazia să apărem în fața telespectatorilor noastre, dar și a celor doritori de informații, poate mai puțin cunoscute, referitoare la Arhivele Naționale. Și, într-adevăr, astăzi, 31 octombrie, Arhivele Naționale se găsesc la an aniversar împlinind 187 de ani. Uh, au un rol foarte important arhivele. O să vedem pe emisiunea de astăzi că, pe lângă ce știm noi de la... Documente istorice și până la documente administrative extrem de necesare funcționării societății românești, arhivele joacă un rol important și în viața școlilor. Și o să aflăm astăzi mai multe despre asta, mai ales că școlile au niște obligații legale pe care le îndeplinesc sau nu vom afla în moment, în emisiunea de astăzi. Până acolo, însă, fiind vorba de o aniversare importantă în viața arhivelor, ar fi bine să ne spicuiți puțin. Elementele mai importante din istoria acestei instituții, care, iată, se apropie de două secole de existență. Da, într-adevăr, Arhivele Naționale, această instituție arhivelor, este una dintre cele mai vechi instituții de cultură din țară. Instituție desemnată să răspundă de administrarea actelor națiunii. Acestea reprezintă documentele de arhivă. Ca și dată exactă de înființare avem tocmai regulamentul organic de la 1831, respectiv 1 iunie 1831 în țara românească, iar în Moldova avem 1 ianuarie 1832. Pot să vă zic că regulamentul organic prevedea o dispoziție generală referitoare la atribuțiile acestei instituții și doar ca informație vreau să vă spun că acesta zicea următoarea dispoziție păstrarea arhivelor statului fiind un obiect care meritarisește toată luarea amintea stăpânirii, va fi sub privegherea Ministerului din lăuntru, adică Ministerul de Interne, instituție sub, în subordonarea căreia se găsește și astăzi. Drept aceea vor fi un acealnic al arhivelor, adică un director al arhivelor cu 1000 de lei lunar, un subnacealnic cu 400 de lei lunar, doi scritori cu câte 100 de lei lunar și două cu câte 60 de lei lunar. Pot să vă zic că primul director al arhivelor statului din țara românească a fost Chiordache Rasti, care se intitula Arhivar, iar în Moldova a fost primul director al acestei instituții a fost Gheorghe Asachi, iar acesta se intitula Arhivist. Totuși, de ce sărbătorim noi ziua arhivelor la 31 octombrie? După unirea realizată sub Alexandru Ioan Cuza, cele două instituții ale Arhivelor de la Iași și București, deoarece ele funcționau separat, s-au unificat la 31 octombrie 1862 sub denumirea de Direcția Generală a Arhivelor Statului. Tot atunci s-a încercat și o, o organizare mult mai bună a acestei instituții, tot atunci a apărut ideea înființării unei școli de paleografie Uh, pentru a fi învățați mult mai bine specialiștii care urmau să lucreze în această instituție, numai că, din păcate, această idee a școlii de paleografie a luat ființă mult mai târziu, în anul 1925, când a fost dată o lege a organizării arhivelor. Uh, situația aceasta o avem pentru Moldova și pentru țara românească. În schimb, și în Transilvania, uh, în această parte a țării, Sistemul a fost diferit. De ce? În primul rând avem cele două cancelarii imperiale de la Viena și de la Budapesta. Nu exista o arhivă publică decât cea orașului Sibiu și a națiunii Săsești, deși existau și erau orașe la fel de mari și cu o arhivă la fel de bogată și de veche, precum cea de la uh, Alba Iulia, de la Cluj, de la Bistrița, de la Sighișoara, Dej, numai că acestea nu erau accesibile publicului. Uh, și aici, spre deosebire de Moldova și țara românească, exista un sistem modern de organizare a arhivelor, a arhivelor respectiv introducerea registraturii. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, la noi, din păcate, a fost introdus mult mai târziu. Uh, în ceea ce privește județul Gorș, aș vrea să vă spun că există unele informații și dovezi în sensul ăsta, acum că o primă arhivă a județului ar fi luat ființă în februarie 1873. Dar, din păcate, noi despre această primă instituție a arhivelor județene nu avem foarte multe informații, deoarece... Fondul arhivistic în care am putea afla, am fi putut afla informații despre ceea ce s-a întâmplat cu ea a dispărut pentru mai bine de 100 de ani. Documentele respective au dispărut pentru mai bine de 100 de ani. Începând cu anul 1840 până în 1940 dispar documentele din fondul Prefectura Județului Gorș. Poate fi o explicație perioada de ocupație de aici din Gorj sau ce s-a întâmplat cu aceste documente? Sau ce se preconizează că s-a întâmplat? Cei care au cercetat acest, uh, acest fenomen și în încercarea de afla, într a afla într-adevăr ce s-a întâmplat, uh, au descoperit printre altele uh, neglijența funcționarilor, de ce să nu spunem, cei care trebuiau să se ocupe și să aibă grijă de aceste izvoare istorice. Uh, Bineînțeles, cele două războaie mondiale. Există dovezi clare, atât în presa din acea perioadă, cât și ulterioară, dar și în documentele de arhivă. Efectiv avem doveze ale faptului că cele două războaie mondiale au avut repercusiuni negative asupra documentelor de arhivă. Și să nu uităm, în perioada comunistă, care ordinele directe pentru trimiterea maculaturii la fabricile de topire a hârtiei. Deci pentru economie. Da, Era. pentru economie. Da, e o, un istoric interesant al arhivelor și, cum spuneam, totuși această instituție înseamnă foarte mult în cercetarea istorică gorjeană. Practic, istoria gorjului o cunoaștem tot pe baza documentelor, documentelor de arhivă. Da. Și dacă aflăm multe lucruri și în arhivele centrale sau cele din Oltenia, cele de la Craiova, joacă un rol important și arhivele județene. Într-adevăr, arhivele județene, în primul rând, joacă rol important pentru istoria locală și noi avem proprii eroi. Putem să îi menționăm aici, pe, bineînțeles, pe Caterina Teodoroiu, pe Ionce Popilian, pe generalul Dragalina, din primul război mondial și un personaj poate mai puțin cunoscut și care a fost foarte puțin mediatizat, dar noi anul acesta, cu insistențele, pot să vă spun, ale domnului viceprimar Adrian Tudor, am descoperit, l-am descoperit pe Aviatorul Vasile Craiu, căruia autoritățile locale, anul acesta i au dedicat un, un eveniment. Vasile Craiu, considerat asul aviației române din primul război mondial. S-au cunoscut foarte puține despre el la nivel local. De ce? În primul rând, pentru că a plecat de foarte tânăr din țară, din, pardon, din Gorj, a plecat la București ca să-și continue studie, studiile pe această linie militară. Uh, dar noi la arhive uh, am reușit și am, am găsit actele de naște, actul de naștere al său, al fraților, al surorii sale, actul de căsătorie al părinților săi, precum și situația sa școlară, uh, fiind uh, învățând la unul dintre cele mai bune, de fapt, la liceu, cel mai bun liceu din județul Gori și în acea perioadă îl avem pe uh, liceul Tudor Vladimirescu. Era și singur în momentul da, acela. Da, da, sunt câteva personalități care, iată, imaginea lor sau datele despre ei au putut fi completate cu documente locale foarte importante. Da. Vorbind despre ce, are, ce au arhivele gorjene, putem găsi cu siguranță și eroi din al doilea război mondial, ca și multe alte amănunte despre ce s-a întâmplat după. Primul Război Mondial, în comunele Gorjului cu acele monumente dedicate eroilor, pe la urmă toate aceste lucruri s-au făcut tot în baza arhivelor, pentru că acolo existau să zicem toți eroii, să știm care și cum s-au sfârșit și unde. Uh, Într-adevăr există o listă chiar pe fondul arhivistic Prefectura Județului Gorj. Probabil a fost o centralizare a situației acestora din cei care au decedat sau cei care au dispărut în primul război mondial. Avem o evidență și a celor din al doilea război mondial. Cu toți cei considerați eroi participanți în cele două conflagrații mondiale din localitățile de pe raza județului Gorș. De pe comune, din păcate, pe comune, din păcate, mai puțin am găsit aceste informații. Am putut să găsim în, scris, în schimb diverse informații referitor la ceea ce comunele au reușit mai mult sau mai puțin să sprijine văduvele sau orfanii de război. Bine, sunt foarte multe lucruri, să, apropo de că suntem de ziua arhivelor. Ce nu știu, se măsoară în general la documente de arhivă, se măsoară în metri de arhivă sau metri da. liniar de arhivă. Ce înseamnă zestrea de documente la nivelul județului Gorși? Cam cât înseamnă așa la Gorși? Da, avem o cantitate de aproximativ 6,5 km documente de arhivă. Deci vă dați seama, este enorm o, să ne... Da, dacă dumneavoastră puteți să măsurați hârtiuță lângă hârtiuță, pe o suprafață de 6,5 km. Deci enorm ca documente. Și, bineînțeles, e loc de cercetare pe aceste documente, că bănuiesc că nu ați reușit să le... La, că salariați sunt la serviciu județean, nu cred că ați reușit să le parcurgeți pe toate în amănunt. Exclus lucrul ăsta. <laughs> Exclus, da. În momentul acesta, din estimările pe care le avem făcute, ar mai trebui încă o clădire precum cea în care ne găsim astăzi, pentru a prelua tot ceea ce reprezintă Fondul Arhivistic Național la nivelul județului Gorj. Da, pentru că ați adus vorba și spuneam că aveți o implicare importantă și în viața școlii. Haideți, și noi suntem la emisiunea Educația dedicată școlii gorjene și școlii din, din România, Haideți să atingem puțin această, această problemă cu arhiva în viața școlii, ca orice instituție publică, pentru că școlile nu fac excepție și alte instituții publice generează arhivă și trebuie să aibă grijă de ea. Ce se întâmplă la nivelul școlilor, mai ales că în urmă cu, cred că mai bine, un an de zile, dumneavoastră chiar făceați participați la o ședință cu directorii de școli din Județul și tocmai pentru a face apel să se organizeze cumva situația la nivelul școlilor, ceea ce înseamnă că. Lucrurile nu stau chiar atât de bine pe cum, pe cum ar trebui. Uh, da, ce aș putea să vă spun legat de acest subiect cu școlile, în sensul că, uh, datorită numărului uh, insuficient de inspectori de la Arhivele Naționale, nu am putut să acoperim foarte, bun, uh, foarte bine acest uh, capitol al învățământului prin efectuare de controle sau chiar și în îndrumări uh, către responsabilul cu arhiva, către unitățile școlare de pe raza județului Gorș pot să spun că între timp, într-adevăr, ne-am mai mărit ca și personal, dar a fost și inițiativă din partea dumnealor. Au venit către noi ca să-i sprijinim pe această activitate, să-i îndrumăm cum trebuie să-și facă arhiva și am hotărât împreună și cu Inspectoratul Școlar și am făcut o instruire cu directorii și cu responsabilii cu arhiva. Pot să vă spun că în anul acesta și în anul trecut au fost foarte multe controle și s-a încercat să se acopere această latură a învățământului și am constatat că școlile dețin arhivă foarte importante și foarte veche, începând chiar cu anii 1870-1860, care teoretic ar fi trebuit să ajungă la noi, dar din păcate nici noi nu avem momentan spațiu, spațiu necesar. Și uh, vor trebui școlile respective să se ocupe de ea, să o păstreze în bune condiții pentru istorie, pentru istorici, pentru noi. Deci practic avem instituții de învățământ uh, în Gorj foarte vechi care dețin un tezaur documentar uh, extrem de important. Foarte important, da. Uh, ce ar fi de făcut acum la nivelul instituțiilor, la nivelul fiecărei școli? să zicem cele cu personalitate juridică acum, uh, ca aceste arhive pe care le dețin, unele spuneați de peste 100 de ani, ca ele să se mențină, să poată fi păstrate. Chiar dacă n-aș la dumneavoastră, spuneam și din lipsa spațiului. Uh, da. Deci mulțumesc, cum se, cum se da. procedează? Da? da, mulțumesc frumos că îmi dați posibilitatea ca să pot să prezint pe scurt uh, ceea ce școlile au de făcut pe această linie de arhivă. Uh, în primul rând... Uh, pentru constituirea documentelor, a dosarelor, fiecare unitate școlară trebuie să-și facă un, un, instrument de lucru, respectiv un nomenclator arhivistic. Acest nomenclator arhivistic uh, reprezintă totalitatea documentelor pe care unitatea școlară respectivă o uh, unitatea școlară respectivă le constituie, grupate pe probleme și pe termene de păstrare. Uh, Astfel, la constituirea lui se va avea în vedere organigrama instituției respective pe compartimente de lucru, iar în cadrul fiecărui compartiment, fiecare uh, șef de compartiment sau uh, da, șef de compartiment are obligația să-și treacă categoriile de documente pe care le creează sau pe care le gestionează. Uh, după care, pentru fiecare categorie de document se stabilește un termen de păstrare la stabilirea termenului de păstrare se vor avea în vedere atât prevederile legale care stabilesc un termen minim de păstrare. Deci acel termen nu este un termen fix stabilit. Dacă eu consider că totuși legea am stabilește un termen de 5 ani, dar din nevoi practice am nevoie de el mai mult, pot prelungi acel termen, dar nu mai puțin de termenul impus de lege. În cazul în care se constată că nu putem nu cunoaștem foarte clar situația cu o anumită categorie de documente și nu putem să-i stabilim termen. E, în această situație, îi dăm un termen aproximativ conform nevoilor practice, după care vom trece pre mențiunea CS, Comisia de Selecționare. Asta înseamnă că la expirarea termenului temporar pe care l-am stabilit 10 ani, 15 ani, Comisia de Selecționare va analiza situația respectivă și va propune fie păstrarea lui permanentă dacă se consideră că este un document cu valoare istorică, fie propunerea lui pentru eliminare. Iar pe noi, ceea ce ne interesează foarte mult, de fapt, ce ne interesează pe noi sunt documentele permanente, documentele istorice, documentele de sinteză, documentele care a căror informație în timp poate să prezinte istoria acestui județ, acestei localități, acestei instituții pentru cei care trebuie să scrie sau vor scrie diverse monografii, diverse articole pentru cei interesați de istorie locală. Responsabilul cu Arhiva este cel care centralizează aceste proiecte de nomenclator de la fiecare compartiment. După ce se centralizează, se face sub o formă tabelară. Uh, avem model anexa numărul 1 din legea 16, Arhivelul Naționale, uh, Republicarea a fost republicată în 2013 uh, și se transmite pentru aprobare conducerii și către noi pentru confirmare. Dacă totul este în regulă, nomenclatorul respectiv se confirmă și după care se distribuie către compartimente pentru aplicare. Acesta ar fi un prim pas, constituirea nomenclatorului. După constituire trebuie făcută uh, sunt anumite operațiuni arhivistice care se fac asupra dosarelor. Avem ordonare, inventariere și selecționare. Dar în cazul în care la nivelul unei instituții avem uh, o arhivă care din păcate nu a fost făcută conform normelor și este destul de împrăștiată. În acel moment, noi trebuie să facem ceea ce se cheamă fondare, adică determinarea apartenenței documentelor la un fond. Dacă vorbim de școli, fiecare școală reprezintă un fond arhivistic distinct. Nu le putem amesteca, combina între ele. În acest motiv, fiecare școală coordonatoare trebuie să aibă atâtea funduri câte școli uh, sunt uh, în subordine. În subordine un alt, o altă operațiune care se efectuează asupra documentelor de arhivă reprezintă ordonarea. E, ordonarea aceasta, la școli, de obicei, noi o recomandăm să fie cronologic structural. Adică, nu, mă scuzați, <laughs> structural cronologic, adică pe compartimente, iar în cadrul compartimentelor pe ani. Uh, următoarea operațiune reprezintă inventarierea. E, și această inventariere este cea care dau mari bătăi de cap uh, responsabililor cu arhiva. Uh, situație pe care nu am constatat-o și am văzut că unii se mișcă mai greu, alții într-adevăr reușesc să realizeze aceste operațiuni. Uh, la inventa inventarierea, ce reprezintă această inventariere? Luarea în evidență efectivă a dosarelor dar trebuie respectate anumite norme, anumite condiții. Exact cum v-am spus mai devreme, se va avea în vedere într-un inventar, se vor trece toate documentele care se referă la o singură problemă cu termenul de păstrare respectiv. Adică nu putem într un inventar să avem documente cu termen de păstrare de 5 ani, 10 ani, 15 ani sau 20 de ani, pentru că ele trebuie să fie într o anumită ordine. Ulterior la selecționare, nu le mai putem când se va face selecționarea lor, nu mai avem logică în eliminare. Bun. Toate bune și frumoase, da. dar ce ne-a spus aici înseamnă un volum imens de muncă și mai ales la școlile mai mari, care au un subordine, alte structuri se numesc acum, deci fostele școli, unele care poate vin de 100 și ceva exact. de ani, da. e o muncă foarte mare, pe care nu știu dacă o pot să o facă școlile, mai ales, bun, să zicem că o fac profesorii, că o fac învățătorii sau responsabilul cu arhiva. Cu arhiva Problema da. este că de unde știe și toate aceste lucruri par a fi nevoie chiar de un specialist ca să selecteze acele documente sau le poate face oricine. În principiu trebuie să fie responsabilul cu arhiva despre care am vorbit noi, pe o persoană desemnată de către conducerea unității și care, care... să nu fie femeia de serviciu. Nu exclus, pentru că tu <laughs> da, am glumit de data aceasta, da. De obicei ce am văzut o practică arată ori de la contabilitate, ori de la secretariat. Persoane care știu ce reprezintă un document și cunosc importanța. legat de ce de muncă, de da, volumul legat imens de, de muncă, de De muncă, ce m-ați întrebat mai devreme. Uh, vedeți, sau ajungem, să vă întreb altfel. Ajungem iar la negligența. Da. Să vă întreb altfel. Câte școli din Gorj sunt absolut puse la punct din acest punct de vedere? Deci avem jumătate, subjumătate, peste jumătate. În momentul ăsta vă spun sincer că undeva sub jumătate, să nu zic sub sfert, dar sunt școli. Și noi încercăm să ne ținem de ele și ne vom ține de ele. Uh, și întotdeauna am spus inclusiv la acele instruiri, inclusiv atunci când colegii mei au fost în controle, în verificări sau când s-a venit cu nomenclatoare pentru aprobare sau pentru orice alte întrebări, că suntem deschiși și acordăm sprijin oricând pe această linie. De ce? deoarece ne-am trezit în diverse situații când oamenii munceau, încercau să facă, numai că n-au înțeles cum trebuie. Aici. Am venit noi și le-am întors toată munca și vă dați seama că nici omul respectiv nu știu câtă Tocmai asta vreau să vă întreb, avea. că dacă, da, dacă, nu ai specialistul lângă, s-ar putea să o faci după capul tău să le consideri într-un fel și ele, sau să nu dai seama de importanța unui anumit document, și în varianta asta e o, poate fi și greșită munca respectivă sau poți să ajungi chiar să pierzi anumite documente foarte importante. Da, dar noi am spus întotdeauna și voi repeta acest lucru, întotdeauna vom veni în sprijinul celor care ne și solicită acest lucru. Suntem foarte puțini, nu avem tot timpul noi cum să venim către dumneavoastră, dar așteptăm dacă o, dacă ni se cere sprijin pe acest domeniu oricând suntem dispuși ca să ajutăm ca să fie totul în regulă pentru că pe noi ne interesează nu să facem alte să creăm tot felul de situații pe noi ne interesează arhiva să fie păstrată în bune condiții inventariată după norme Bun, în varianta, haideți să spunem și ce riscă să zicem cei care nu se pun la punct cu acest lucru deci dacă nu au arhiva pusă la punct, într-un interval de timp că bănesc că există o perioadă de conformare după aceea există și a doua perioadă de conformare. Să știți că nu suntem chiar atât de, de răi, pentru că, exact cum v-am spus, nu ne interesează să facem sau să creăm disconforturi, numai că vrem și noi, cum vrem un răspuns, vrem un feedback, cum se, cum se spune acum, un feedback, un feedback pozitiv, acordăm termene destul de, de largi, se solicită inclusiv prelungiri de termene, mai venim o dată, da, a treia oară, dacă vedem deja o, o continuare a acelei neglijențe și niciun fel de interes, se ajunge până la contravenție, iar, Doamne ferește, în caz de distrugere, care este o infracțiune în acest moment, se vor sesiza organele în măsură să ia măsuri pentru infracțiune. Deci, chiar dacă deci nu, e, nu e o glumă, de aceste lucruri se petrec, se aplică și dacă în caz că nu se ajunge la, să zicem așa, ca aceste arhive să fie salvate, să fie păstrate în condiții, în condiții cei vinovați vor respecta, vor uh, suporta consecințele legii, până la urmă Să ne spuneți dumneavoastră. Da. da. E ok. Și deja s-a început să se aplice pentru că într-adevăr a fost o perioadă când nu puteam să ajungem, nu puteam nici noi la rândul nostru să ajungem, să mai vedem ulterior situația, într-adevăr s-a mai, uh, mai scăpat puțin de sub control, dar... Uh, Acum, pentru că ne sunt, suntem suntem neamărit mărit ca și număr de angajați cu atribuții de îndrumare și control, pe această linie de arhivă încercăm să și să vedem foarte clar situația din teritoriu și să păstrăm un contact cât mai mult cu responsabilii de arhivă pentru a le veni în sprijin. Am înțeles. Abandonăm cumva subiectul acesta, dar e foarte important să știm că avem un tezaur important de documente în școli care trebuie păstrat și sau chiar și valorificat, în sensul că cei care vor să facă cercetare nu trebuie neapărat să ajungă pe dosarele de școli, nu găsesc doar aceste documente în arhivele județene la instituție, la instituție. ci le găsesc în, la unele școli, gen bănuiesc. Sunt luni cele mai vechi, școala gimnazială Ștefulescu, poate Spiru Haret, Tudor Vladimirescu, ca și vorbit că era, cel, cred că acestea sunt cu arhivele cele mai valoroase sau și din rural. Cred că sunt școli care și au în rural, valoare, au și în rural, da. au cu documente foarte foarte vechi. Trecem peste acest subiect pentru că ne aflăm uh, în anul centenarului și suntem într-o serviciu județean al arhivelor serviciu al naționale, a fost implicat în foarte multe evenimente și altele urmează în această perioadă și aș vrea să ne spuneți câte ceva despre acțiunile la care ați participat în acest an Uh, mai ales că unele sunt expoziții documentare sau uh, participări la diverse editări de documente, de cărți, în care a jucat chiar rolul principal Serviciul Județean al Arhivelor Naționale. Uh, da, nu, acesta a fost într-adevăr un an foarte bogat în uh, acest punct de vedere al activităților culturale. Uh, dar să știți că n-am putut să facem singuri și nu se punea problema să facem singuri aceste activități. Am avut parteneri de nădejde în speță primăria orașului Târgu Jiu, Muzeu Județean Gorj, dumneavoastră. Uh, am avut Noi ca instituții de media, să zic Și media, dar da. și școala pe care o coordonați. Școala Gimnazială de da. Mogoș. Uh, și n-ați ezitat niciodată să ne implicați în manifestările respective. Uh, vreau să și, și Baia de Fier, cu care am avut uh, chiar uh, o colaborare pentru editarea unei ediții de documente. Uh, din păcate, astăzi n-am uh, da, fost atentă ca să pot să aduc un astfel de album, uh, să-l prezentăm, dar el a, a circulat în mediul, uh, în mediul online, uh, chiar pe această temă a centenarului cu eroi din Baia de Fier și din Cernădia da, au fost multe alte lucruri și mă gândesc că acum îmi vine în cap uh, acel, uh, acel uh, proiect cu primăria Târgu Jiu uh, legat de documentele din primul război mondial uh, uh, care a fost, de fapt, se bazează pe documentele din arhivele gorjene. Uh, da, aceasta este o inițiativă pe care a avut-o, din câte știu, pentru că noi nu suntem implicați direct, uh, a avut-o domnul profesor Gabriel Sarcină, uh, care cu sprijinul primăriei Târgu Jiu a editat uh, un album, uh, o ediție de documente. Am înțeles că urmează și al doilea volum și al treilea. Și fi și cel da? al treilea, da. Noi, într-adevăr, să știți, că și Serviciul Județean, ne-am propus dar pentru la anul să apărăm cu o ediție de documente tot despre primul război mondial, deoarece anul centenar. Ține trei ani! Ține 3 da. ani da. Da. Așa s-a hotărât da. de către da. guvern și mi se pare da. inspirat, pentru că dacă n-am fost unele instituții, să zicem așa, n-au fost pregătite foarte bine în primul an, cu siguranță vor corecta golurile în anii următori. Da, și în plus față de acest lucru vreau să menționez că împreună cu inspectoratul școlar, inspectoratul școlar Gorj și cu inspectoratul de poliție, împreună cu arhivele naționale, deoarece noi la Gorj noi nu avem fotografii din timpul primului război mondial, domnii de la Arhivele Naționale ne-au sprijinit și ne-au trimis o serie de fotografii se va realiza un mic film documentar, undeva la până în 15 minute, care va cu, even, cu uh, imagini atât din război cât și ceea ce a însemnat uh, intrarea României în război, dar și ulterior. Uh, un film documentar care va circula în unitățile școlare în perioada următoare. Da, uh, acest film este foarte important pentru elevi de data aceasta, pentru că văd... Ce s-a întâmplat atunci și uh, mai generația mai tânără. Uh, vorbim noi de documente, dar documentele, fotografii sunt mult mai importante decât cele scrise, letrice pentru că așa e generația, să spunem, așa văd mai bine pe imaginea video sau pe imaginea pe strict imaginile, fotografiile sunt mai importante, le spun mai multe, să spunem așa, despre atmosfera de epocă, despre ce s-a întâmplat în urmă cu 100, 100 și ceva de ani, în urmă, vorbeam de primul război mondial. Da, o... într adevăr, impactul vizual la generația de astăzi este mai important și am zis să ne adaptăm și noi, motiv pentru care vom apărea unitățile școlare cu o cu această prezentare. Da, deci va fi în următoarele săptămâni, să spunem așa. E până la sfârșitul anului vom avea acest film, să înțelegeți. Eu sper că o să-l avem uh, cât mai curând, chiar până la sfârșitul anului, da. Uh, astăzi, apropo de că e Ziua Națională a Arhivelor, v-ați făcut un obicei să avem și Ziua Porților Deschise. A fost și în acest an? Uh, da, a fost și în acest an și am avut uh, un număr. Uh, de elevii destul de interesați de ceea ce le-am prezentat. Am avut de la școala Băleștia Uru, de la dumneavoastră, am avut de la liceul Tudor Vladimirescu, de la liceul Spiru Haret și de la școala Alexandru Ștefulescu. Elevii de clasele a 7, VII, a 8, a 10, a 11 și să știți că destul de interesați. Nu doar de uh, albumele pe care le-am prezentat, dar și de, și de documentele de arhivă. Bineînțeles că au fost destul de interesate atât interesante, atât prin grafica pe care au uh, o au, dar și prin uh, material. De ce? În primul rând, documentele vechi. Am încercat să scoatem câteva documente vechi scrise pe pergament, să vadă și elevii cum arată un astfel de document scris pe ceea ce se scria înainte. Uh, dar și un alt document mai puțin uh, cunoscut chiar la nivelul județului Gorj, uh, deoarece nu l-am prezentat uh, foarte mult, nu se... Nu se uh, nu arăta o situație a județului sau nici măcar a Olteniei sau a Munteniei. Avem o hotărâre de la a judecătoriei din Iași din jurul anilor 1835. În schimb, grafia este deosebită. De ce? Avem cerneală cu de a, este din scrierea este cu cerneală aură lichid. Da, foarte foarte interesant și bănuiesc că copiii au apreciat un asemenea, un asemenea document. Dar, încă o dată, reușiți totuși să captați interesul tinerii generații și pentru aceste documente, pentru că există și să zicem așa, o anumită discuție, că tinerii nu sunt atrași, iată, și de partea de document. Iată, cumva, această manifestare de astăzi a arătat că tinerii par interesați sau sunt interesați și de aceste documente care relevă momente din istoria națională. Și pe lângă aceste documente am mai scos și Eterna, poate mai mult cunoscută pentru noi mașina de scris, pentru ei, să zicem, o noutate, reprezentând trecutul actualului calculator. Am mai scos și câteva reviste din perioada de la începutul secolului 20. Niște registre ale băncilor care i-au uimit prin greutatea pe care o aveau, dar și prin specificul Modalității de constituire a lor respectiv din piele, dar cu capetele foarte tari din metalice, un colorat specific pe margini, copiii în general au fost interesați, dar tot așa a trebuit să, le, să știm să le atragem atenția. Nu documentul clasic scris. Da, faptul că ajung la arhive, mai ales în, într-o asemenea perioadă a societății românești în care Preocuparea pentru cultură nu joacă rolul cel mai important, eu zic că e, e foarte important, și de aici lăudabil efortul depus de arhivele județene în această direcție. Vă mulțumesc frumos! Mergând mai departe, pentru că suntem la o zi aniversară și am văzut că înseamnă mult, e o istorie în spate, arhivele joacă, e clar un rol deosebit de important în, în viața societății. Cum vă implicați, până la urmă, ca și instituție, ca și prin specialiștii dumneavoastră, în, în viața societății, în viața tuturor, nu numai, am vorbit mai devreme, de școli? O implicația noastră directă, în primul rând, o realizăm prin direct, noi nu avem cum să mergem noi direct către, către cetățeni. În primul rând, cetățeanul vine la noi în momentul în care are nevoie de un document. Iar acest lucru se poate realiza prin ghișeu de relații cu publicul, unde? Dacă o persoană dorește o copie după un anumit act, este îndrumat de domnul sau doamna de la ghișeu de relații cu publicul, care sunt informațiile necesare pentru a depista un astfel de document. Pe lângă ghișeul de relații cu publicul, mai avem și sala de studiu, unde cei interesați să realizeze diverse, exact cum am spus și mai devreme, monografii, diverse articole sau pentru interes personal vor să-și realizeze o genealogie. Poate să vină la sala de studiu, unde, în baza unui, unei cereri pe care trebuie să o completeze, după ce li se verifică datele din buletin, li se eliberează un permis și pot să cerceteze documentele cu... Dar nu toate se dau în cercetare. Sunt niște termene după care documentele pot fi cercetate de către doritori. Da, aici e o întreagă discuție. Perioada comunistă nu poate fi studiată decât o parțial, să spunem așa. Nu toate documentele sunt, pot fi accesate de, că, de cei care vor. În uh, principiu, deci da, vorbim de termenul de cercetare de 30 de ani. Numai că sunt situații în care documentele sau fondurile respective nu sunt prelucrate, ne fiind prelucrate neavând o evidență a lor, nu avem cum să venim în fața publicului și să punem la dispoziție acele documente. În schimb, majoritatea acestor fonduri, da, sunt, uh, sunt inventariate dacă nu sunt clasificate, dacă nu sunt. Uh, uh, în condiții deteriorate, ele pot fi pus la cercetare. Da, și fiind cele 6,5 km 5. de documente, mm. deci da. e, foarte, e foarte greu să ajungem la ele. Uh, apropo de uh, ce ați făcut uh, dumneavoastră în acest an și ce, cu ce vă mândriți, să spunem așa, tezaurul pe care îl are Serviciul Județean Gorge al Arhivelor Naționale? Ce ne puteți spune despre asta? Adică ce ați folosit anul acesta foarte multe expoziții, cum spuneam mai devreme, dedicate centenarului, parteneriatele acelea dedicate poliției județene, dedicate diverselor evenimente legate de centenar. Și totdeauna ați venit cu expoziții cu documente din arhivele Gorgene, Care sunt, să zicem așa, cele mai interesante? Din punctul meu de vedere, toate sunt interesante, pentru, <laughs> pentru că acesta este și motivul pentru care le expunem. Uh, Într-adevăr, am avut, exact cum am zis uh, și ați subliniat și dumneavoastră, am avut un uh, număr destul de mare de uh, expoziții anul acesta. Am avut uh, prima, dacă nu mă înșel, a fost cea cu Alexandru, Unirea Principatelor, sub Cuza, unde avem... Uh, tabelele cu cei împroprietărizi de pe raza majorității comunelor din acea perioadă și pe lângă expoziția cu muzeul care a avut ca temă uh, unirea sub Cuza s-a făcut și o mică o mini-expoziție, cum i-am spus noi tot cu, primă, uh, cu școala și cu primăria de la Baia de Fier uh, A fost realizată uh, în colaborare cu muzeul și o expoziție, dar aici muzeul județean a contribuit mai mult cu cel de-al doilea război mondial. Am avut, bineînțeles, Gorju în timpul primului război, realizată în colaborare cu muzeele din județul, cu muzeele din zona Olteniei și noi, ca arhive, am putut să ajungem, să intervenim, să aducem câteva documente reprezentative pentru orașul nostru referitoare la Ecaterina Teodoroiu, la Ice Popilian, la generalul Dragalina. De asemenea, cu ocazia zilei Poliției Române, Inspectoratul domnul inspector șef a solicitat și sprijinul arhivelor. Bineînțeles că noi l-am oferit, și am putut să facem o expoziție. Cu, o expoziție cu documente în care am putut să prezentăm care au fost atribuțiile, atribuțiile poliției din. Uh, la începuturile formării acestei instituții, uh, personalitatea reprezentat, reprezentativă a poliției, respectiv uh, la poliției gorjene, l-am avut pe Ice Popilian, l-am avut pe Vasile Lascăr, legea sub care poliția a fost organizată la nivel național, au fost, au fost evenimente. Uh. Pentru această emisiune ați venit cumva pregătită și cu anumite documente sau anumite imagini pe care telespectatorii să le vadă. Despre ce ar fi vorba așa într-o anumită ordine? Da, exact cum am spus și mai devreme, impactul vizual este cel care schimbă puțin, da, și suntem la televiziune, schimbă normal, puțin da. nota față de documentul clasic scris pe hârtie. Dar așa cum am precizat, noi la Arhivele Județene Gor și nu avem fotografii din acea perioadă, motiv pentru care am apelat la Arhivele Naționale care ne-au străjinit. Uh, și uh, ne-au transmis câteva fotografii uh, chiar de la momentul unirii. Sunt singurele fotografii uh, realizate la alba iulie la 1 decembrie. Uh, deoarece uh, fotograful care a fost uh, angajat de către cei care urmau să organizeze uh, evenimentul Unirii uh, nu s-a prezentat din motive obiective, nu se cunosc sau nu știm noi încă informația Chiar respectivă Chiar la 100 de ani de la eveniment nu știm ce s-a întâmplat cu adevărat, <laughs> n-a ajuns da? uh, Dar uh, un simplu țăran uh, Samuel Mârza la patru zile după ce venise de pe front împreună cu uh, unii, unele persoane din uh, satul din care, din care era respectiv Galțiu, uh, s-au mobilizat și au plecat spre Alba Iulia. Aceste fotografiile realizate de către acestea fiind și singurele fotografii pe care le avem uh, de la, de la, de la Alba Iulia. Da. Samuel Mârza se numea el. Samuel Mârza, din păcate acesta era un om simplu, sărac, și... Dar care avea un aparat de fotografiat, da, da. ceea ce nu era prea, să zicem așa, prea facil la, în perioada respectivă, adică costa enorm, să spunem așa, l-avea din război sau ceva de acest gen, dar cu siguranță acele documente istoriografice rămân de referință pentru momentul Alba Iulia. Singurele fotografii care s-au păstrat și pe care astăzi o parte dintre ele, trei fotografii, cred că v-am trimis și dumneavoastră pentru a le arăta telespectatorilor. Mergând apropo de această iconografie, să spunem, pe care o aveți și în arhive, cu siguranță ați amintit mai devreme în emisiune despre personalitățile Ecaterinei Teodorului Ice Popilian și alții, cu siguranță aveți în arhivele gorjene sau ați primit de la arhivele centrale pentru că am văzut foarte multe fotografii cu Ecaterina Teodoroiu, cu Popilian fotografii de documentare deci fotografii de arhivă uh, fotografii exact cum am spus noi nu avem uh, avem niște extrase din presă de la momentul în care au fost uh, aduse uh, o semintele Ecaterinei la Târgu Jiu în 1921 de la Focșani avem uh, câteva fotografii de la momentul inaugurării mausoleului din centrul orașului, uh, realizat în 1935. Uh, documente despre Caterina uh, tot așa destul de puține, dar foarte important pentru noi este faptul că avem actul său de naștere, unde este făcută precizarea că a decedat la 22 august 1917 pe câmpul de lupte de la Mărășești-Oitus, la gradul de sublocotenent. Arhivele naționale ne-au trimis tot pentru realizarea expozițiilor la nivelul județului nostru. Noi nu avem, deși am căutat un monitor oficial, nu am găsit-o. Legea pentru construirea monumentului colibei și a unui institut de fete la Târgu Jiu. În anul 1921 autoritățile în acea perioadă au dat o astfel de lege în aprilie 1921. Da, iată, e interesant, nu știam de o, de, un asemenea, de o asemenea lege, dar cu siguranță de proiect se știe cumva că el trebuia realizat la târgu și s-a și realizat-o, realizat. pentru că dacă ne gândim bine, institutul acela de fete este actualul Liceu Caterina Teodoroiu, cumva moștenește acea școală, căsuța... Casa memorială o avem și în ziua de astăzi, iar sarcofagul din centrul orașului, devenit, să zicem așa, ascultat mai târziu, în perioada interbelică, este acum în renovare, să spunem așa. Probabil de Ziua Națională vom, vom vedea în toată splendoarea acel, acel monument dedicat de Caterina Teodorului, care se află chiar în centru. Uh, pentru că cum spuneam și mai avem puține minute până la finalul emisiunii, în ce vă implicați ca și instituție până la sfârșitul anului? Ne-am spus deja de proiecte din anul următor, uh, acum pe final de an, în ce evenimente mai sunteți implicați ca și instituție? Dedicate centenarului, bineînțeles, evenimentele. Da, mai avem câteva proiecte până la sfârșitul anului, deși nu mai este mult, dar cum am mai, și, cum am mai spus, legat de acel film documentar pe care vrem să-l prezentăm în unitățile școlare, pentru că este, este ceva de impact, este ceva care o să atragă elevii și poate informațiile se vor. Se vor menține mult mai mult timp sub acest impact vizual. Mai avem împreună cu Muzeul în Gorj, cu Școala Gorjeană, dacă nu mă înșel, cu Societatea de Științe Istorice, Filiala Gorj și, și cu Societatea a... Științe Istorice. Filiala... Și Societatea. Ta. E bine. Așa. <laughs> da. Uh, și e vorba de un concurs dedicat da, centenarului. Un concurs dedicat centenarului, care a avut uh, o primă fază acum vreo 2 trei săptămâni. În urmea... 20, octombrie, 20 da. 20 octombrie, iar pe 24 noiembrie urmează să fie faza județeană. Un, exact cum a spus și dumneavoastră, pentru că sunteți implicat în acest proiect uh, este un concurs dedicat uh, elevilor de clasa 7-8, uh, pe temă de istorie. Clar, uh, principala temă o reprezintă. Unirea. Da. Și cu acea ocazie arhivele pregătesc și o expoziție din ce am înțeles documentară. Da, o să pregătim o mică expoziție cu tot așa cu documente și cu fotografii referitoare la, la unire, dar și cu două personalități marcante. Avem pe marcantele ale de la nivelul județului, respectiv cu Ice Popilian și cu Ecaterina Teodoroiu. Da, două figure emblematice ale perioadei. Cu siguranță vine ziua națională 1 decembrie și anii următori, cel puțin doi care țin tot de centenar, vor fi și alte manifestări în care instituția este implicată. La acest aniversar nu ne rămâne decât să vă urăm la mulți ani, să vă felicităm pentru munca depusă și să vă urăm succes în ce vă propuneți, în toate direcțiile? Da, vă mulțumesc foarte mult și încă o dată vă mulțumesc că ne apreciați și că nu ați existat niciodată până acum să ne chemați la uh, manifestările pe care le-ați organizat în care uh, istoria și-a avut locul său. Vă mulțumim pentru implicare, vă mulțumim pentru prezența la această emisiune. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educația, a fost cu noi astăzi doamna Cristina Paula Vasiloiu, directorul Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale. Mulțumim pentru atenție, la revedere. La revedere.